Noi suntem mai determinați, nu ne poate îngenunchea un regim criminal, indiferent ce ar face. Mâine ne poate veni și ne demola casele. Păi mâine o să le demoleze satele. Deja ele sunt demolate, să nu credeți că cine iese din Chișinău înțelege care este starea adevărată de lucruri în Republica Moldova. Nu ceea ce ne arată holdingul criminal al lui Plahotniuc.